Bună ziua! Astăzi vom vorbi despre rădăcina de păstârnac, da? Ce beneficii are și ce rol are ea în viața omului, păstârnacul. Păstârnacul conține vitamina A1, conține vitamina B1, B2, conține vitamina C și vitamina K conține, potasiu, fier, fibre, calciu, acid folic, cupru, iod, uleiuri volatile, sărurile minerale, amidon și zaharuri. Mai conține așa, stimulează. La ce mai este bun el acum? Beneficiile păstârnacului. Stimulează sistemul digestiv pentru că este bogat în fibre. Păstârnacul te ajută să scapi de balonare, constipație, diaree și arsturi stomacale. Este sățios, fiind perfect pentru persoanele care vor să slăbească. Previne osteoporoza datorită conținutului mare de vitamina K. Previne anemia datorită conținutului mare de acid folic. Este un bun antioxidant. Reduce riscul infarctului și al hipertensiunii. Are efect afrodisiatic. Deci e bun pentru bărbați. Oho, bine că știu acum. Să-l folosim. Ajută la eliminarea toxinelor din organism. Deci, după cum am auzit și bineînțeles că unii știm, alții nu știm, încercați să folosiți cât mai mult legumele, că ne ajută foarte mult. Astea sunt vitaminele care le conține păstârnacul și beneficiile lui.